Salut, prieteni! Acest video este prezentat de EA Game Changers și este un nou team review. Data aceasta FC Barcelona, data viitoare avem Manchester City. Și înainte să începem, nu uitați că am făcut un cont de Streamcraft, unde voi mai face streaming, e o platformă de streaming. Linkul este pe al doilea rând din descriere sau mă puteți căuta pe aplicație TeoFIFA, e userul meu de acolo. Fiți printre primii urmăritori de pe noua platformă pe care voi face live-uri începând de luna viitoare. Și avem 4-1-2-1-2. Formula Barcelonei, care cred eu că este o echipă mai bună decât în jocul precedent. Și hai să vedem jucătorii. Vom începe cu capitanul Lionel Messi, starul Barsei. Iată e mental și physical attributes. Ok, astea sunt 94 attacking position, 96 composure, accelerație, 91 sprint speed, doar 86 pentru el și 59 strength. Aici nu excelează, dar jocul este făcut în așa fel încât și jucători ca Messi, fără forță sau o viteză nebună de 90 ceva cum are Bale, pot fi chiar mai OP decât jucători foarte rapizi, pentru care extraordinar de mult ball control, dribbling, și o să vedem imediat acele stazuri când trecem mai departe. Are și attacking positioning bun, este peste tot acolo, composure-ul demențial și avem ball control-ul 96, dribbling-ul 97, finishing 95, nu se poate mai bun. Deci Messi este făcut senzațional de bun în acest an și veți vedea că e greu să iei balonul, trage foarte bine, are 95, atenție, finishing este foarte mult. 94 shooter de la distanță. Handling-ul cam slab, e normal. Penalturile cam slabe, realist. Și în rest, foarte bun, cu verde deschis. 4 stele cu 4 stele, medium cu medium. Multe trade-uri și specialități. Messi este unul dintre cei mai buni jucători din joc în noul FIFA 19. Urmează atacantul Dembele, pentru că în joc vârf, iată-l pe Dembele. 91 acceleration, 88 sprint. Puțină forță, însă este rapid. Parcă e mai slab decât am trecut, nu mai are nici 5 stele și o să vedeți asta imediat. Iată și skill attributes, ball control 84, dribbling foarte bun, dar în rest, nu știu, nu are finishing așa de mult, ratează mult de tot. Dembele, deci am obținut așa mi s-a părut, 5 stele weak foot, dar i-a scăzut o stea la skill moves. Dembele a cam scăzut, a fost și accentat, n-a prea jucat, este normal să și scadă în rating și în atribute. Iată-l pe Luis Suarez, care n-are viteză, nici pe Benzema, dar are stamina, forță, agilitate, foarte bună taking position și aici se vede mult de tot cum se mișcă pe teren și cum îl găsești pe teren. Ball control-ul, finishing-ul 94, 1 în minus față de Messi, dar avem unul cu 94 și Messi cu 95. Ar putea juca amândoi, atacanți și în spate un jucător cu mai puțin finishing, dar oricum este un duo foarte, foarte bun. Are doar 3 stele skill moves, nu mai are 4. Am văzut că ei a mai scăzut la skill moves la jucători, în schimb a mai dat câte o stea la fundași. Nu știu ce vor să facă aici, în orice caz. Poate să facă în așa fel încât să te forțeze să-ți urce fundașii mai mult, pentru că acum mai mult toată lumea pune fundașii să stea în spate. Iată mental și physical comparison la Vidal, care are foarte puțină viteză. Ci cu 60 acceleration-ul ăla, e foarte puțin. În rest stă bine, dar viteza asta, sincer, îl face să nu intre în primul 11, pentru că nu poți juca cu mijlocaș cu 55 sprint. Dacă vrei să alergi cu el, nu poți, el prinde oricine din urmă. Deși la restul atributelor stă destul de bine, mai ales defensiv. Poate fi jucat mijlocaș central defensiv, dar este Busquets acolo, care e senzațional. Însă uitați-vă cum are el la apărare acolo. Skill moves doar 3 stele și 4 stele pe piciorul stâng. Filipe Coutinho, i-au făcut un upgrade gigantic. Are 5 stele, skill moves, Filipe Coutinho, este genial, high cu high, aleargă mult, dribbling 91, ball control, curve, peste 90, peste 90, long shots. Deci l-am făcut demențial, Coutinho este și el, unul dintre cei mai buni jucători din joc. Am jucat cu el și e demențial, acum o să vedem și atributele lui pe viteză. Aici am luat-o invers, are 75 sprint speed, dar 89 acceleration, deci ajunge foarte repede la viteza maximă. Agilitate, balance, ca mijlocaș central, genial. Busquets, 44 viteză, dar Busquets e foarte bun la restul staturilor. Are ball control 85, marking 90, care ajută mult, strength tackle 86. E între el și Vidal. N-am jucat destul încât să-mi dau seama dacă merită să face Busquets sau mai bun ar fi Vidal în locul său, dar Rakitic sigur intră primul 11 și o să-l vedeți cât de curând. Jordi Alba are 93 viteză și accelerație, 90 agility, stamina 91, neobosit, crossing 87, restul staturilor decente. Nu este la fel de bun ca Marcelo în opinia mea, deși este mai rapid, 3 cu 3 stele acolo. Dar și el, unul dintre cei mai buni fundași stânga din joc, poate al doilea după Marcelo.
amândoi ar fi în La Liga. Sergi Roberto pe dreapta, nu prea are viteză, sincer, aici e problema Barcelonei. Și jumping-ul 47 la cap, e vai de el, vai de el la cap, dar are stats ok. La slide tackle, la stand tackle, 4 stele skill moves. Excelent. Și avem fundaș central, un Titi care a primit upgrade, 87 rating, este super. Super bun francezul, 89 jumping, strength. Are intercepții excelente. Viteza 70 ceva, dar e ok pentru fundaș central. Marking-ul 90, îl vedeți acolo și la fel și slide tackle și stand tackle pe care o să le arăt imediat. 89 și 86 stă foarte bine pe apărare, un Titi. Este mai bun decât Piqué în acest joc. Piqué care are foarte puțină viteză, 49 acceleration, este lent, rău de tot, dar are marking-ul ăla care îi face să fie cât de cât decent. Trește că în poartă 89, a primit și el upgrade, iată reacțiile de 85 și are totul pe verde deschis, este unul dintre cei mai buni portari. Știați și din sezonul trecut că a scos foarte mult, cred că e acolo alături de Neuer, de Gea și Thibaut Courtois, un top 4, poate ăsta ar fi, cel puțin din ce am jucat până în acest moment, 4 stele Wakefoot, destul de înalt germanul și are doar un rating în minus față de Neuer. Vă dau și un spoiler, așa Neuer având 90 rating portarului Bayern și al Germaniei. Iată și banca Barcelonei, mult mai bună decât avem la Real Madrid. Este Rakitic mine care nu mai stă pe bancă, nu știu ce l-am pus. Nici Rakitic nu are viteza așa multă, dar skill attributes. Nu poți să-l bați, uitați-vă ce e acolo. Deci puneți un stop, uitați la fiecare trait, fiecare skill este mult prea bun. Long pass, long shots, finishing. Tot ce vrei la un jucător are acolo. Dacă ar fi avut și viteză, era mult prea mult. Deci sunt mulțumit că i-au dat doar atât. La fel, alargă mult. 3 stele cu 3 stele, n-are 4 stele, dar nu-i trebuie. Genial. Malcolm, venit acum la echipă. Destul de rapid, foarte agil. Bun și la restul, la dribbling, la ball control. Schimbare bună de făcut, bun de ținut pe bancă acolo. Malcolm. Însă nu știu de ce l-au luat Barcelona până la urmă. N-au putut să-l ia pe Willian, au mers pentru Malcolm. E ok. Rafinha a revenit și el de la Inter. Nu știu dacă rămâne la Barcelona. Dacă rămâne, foarte bine să fie rezervă acolo. Are dribbling mult. Short pass 4 cu 4. Chiar el și cu Malcolm sunt schimbări foarte bune, Rafinha și Malcolm. Arthur, noul venit. Mi se pare foarte bun. Super interesant ca jucător. Bun pentru Ultimate Team, deocamdată pentru o echipă de la Liga. Cred că o să fie destul de ieftin acest Arthur. Langley ieșe pe acolo, Silasen, iată-l, care e ok, destul de slab pentru nivelul Barsei. Semedo, care ar putea juca titular, care are 90 și ceva viteză, mici fundașul dreapta acolo, în loc de Sergi Roberto. Și atunci pe Langley, cu 89 marking, s-ar putea să fie mai bun decât Piqué, pentru că e mai rapid. Nu știu cât de mult contează viteză, dar dacă contează, atunci Piqué este din schemă și intră la Langley în primul 11. Mai sunt câțiva jucători pe aici, Denis Suarez, Paco Alcácer, dar nu intră niciunul dintre ei acolo, în afară de ăștia. I-am arătat doar pe cei 18 pe care probabil îi veți folosi și voi. Și cam asta a fost echipa Barcelonei. Sper că v-a plăcut. Dacă dați uitați de like acolo, ați face și noi vreo 2-3.000 de like-uri și la acest team review. Și urmează Manchester City, campioana Angliei. Cam atât, prieteni.